Bun regăsit, vă spun, din nou din studioul 140-140, la o nouă ediție a emisiunii 140-140, dedicată istoriei locomotivelor reșițene. Așa cum am precizat și în cursul ediției anterioare, este vorba despre o serie de emisiuni pe care le realizează Fundația Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, Fundația UDR, în parteneriat cu Banat Media, parte a unui proiect îndrăzneț care presupune transformarea actualului muzeu de locomotive în muzeul de locomotive cu abur Reșița ca titulatură completă, într-o instituție muzeală așadar, și mai mult în cel mai mare muzeu tehnic în aer liber din Europa. Până atunci, până când va avea loc această inaugurare a muzeului în noua formă, ne-am gândit, Fundația UDR și Banat Media, să recapitulăm câteva dintre paginile istoriei uitate. Poate vom descoperi, de ce nu, și părți necunoscute ale istoriei construcției de locomotive la Reșița. Prima ediție sau prima emisiune, cea de săptămâna trecută, am dedicat-o începuturilor. Începuturilor într-un sens mai larg, începuturilor industriei în Banatul Montan, începuturilor sau a interdependenței dintre, să spunem, o industrie țărănească și industria care urma să fie implementată odată cu extinderea Imperiului Austro-Ungar pe aceste teritoriu. S-a vorbit mult despre importanța factorului german atunci. Bineînțeles, nu este vorba doar de factorul german, ținând cont că Banatul Montan este și a fost de la bun început o zonă multietnică, așa cum este întotdeauna o zonă geografică de transfer sau o zonă geografică de la marginea unui imperiu. Fără îndoială, factorul german și-a spus poate mult mai mult cuvântul și-a imprimat cel mai puternic amprenta asupra locurilor. Era și firesc în condițiile în care pilonul central al Imperiului Austro-Ungar a fost totuși de limbă și de cultură germană. Tocmai de aceea am încercat să dedic această ediție a emisiunii 140-140 clarificării acestui subiect, ce ne-a rămas de la factorul german în zonă, ce a găsit atunci când a venit, în ce măsură s-a integrat în spiritul locului și, bineînțeles, ce a lăsat în urmă și cum a amprentat practic devenirea ulterioară a comunității din Banatul Montan și, de ce nu, cum ne regăsim astăzi în acest context. L-am invitat așadar în emisiunea noastră pe domnul Carl Ludwig Lupșeasca, fost inginer proiectant la ICPHR, actualmente Hydro Engineering, istoric local, care a scris 3 volume despre istoria Banatului de Munte sub egida Forumului Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, al cărui președinte a și fost, și pe domnul Ervin Iosef Țigla, actualmente președinte al Forumului Democratic al Germanilor din Caraș-Severin, bibliotecar la Biblioteca Germană Alexander Tiz și bine cunoscut tuturor, atât pentru activitățile culturale pe care le desfășoară la acest nivel al bibliotecii, dar și pentru propriile cercetări în ceea ce privește istoria Banatului de Munte. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și bună seara. Poate a fost o introducere mai lungă. E poate necesar tocmai pentru a clarifica de ce facem această emisiune și la un moment dat probabil vom trece mult mai repede, mai înspre sfârșitul acestui ciclu când ajungem strict la locomotive. E totuși firesc să încercăm să clarificăm acele lucruri până când a ajuns prima locomotivă în Banatul de Munte și până s-a construit prima locomotivă la Reșița, că a fost totuși ceva aici. Istoria nu începe brusc. Știm cu toții acest lucru și e bine să și punctăm câteodată, pentru că, pe de altă parte, dacă ne gândim la 1771, ne gândim strict la siderurgie. Ori nu e totul chiar așa, siderurgia a avut rostul ei, dar până la urmă rostul ei a fost de a alimenta cu materie primă celelalte industrii, inclusiv construcția de mașini care avea să înflorească mai târziu. Domnule Lupșeasca, săptămâna trecută am vorbit cu domnul director al Muzeului Banatului Montan, domnul dr. Dumitru Țeicu, despre colonizarea germană care a avut loc la un moment dat după retragerea turcilor. E o pagină de istorie pe care o știm cu toți, am învățat-o la școală. Despre această colonizare am învățat destul de puțin. De ce au fost aduși germanii în Banatul de Munte? Banatul de Munte este o deosebire față de Banatul de Șes și este apoi și o deosebire față de zonele care traseră în granița militară. Dar despre alea nu-l discutăm, e un subiect mult prea întins atunci. În Banatul de Munte, colonizarea sau venirea unor meseriași și muncitori s-a făcut strict după necesitățile dezvoltării uzinelor. Există documente foarte clare din care rezultă că inițial intenția curții de la Viena nu a fost de a aduce și muncitori și mai ales de a nu aduce și muncitori necalificați, ci formularea este cam așa, de a introduce populația locală în minerit. Prin minerit se înțelegea, bineînțeles, și partea de prelucrare a minereului. Bergbau, deci. Bergbau asta însemna însăși în primul rând mineritul, dar și consecințele mineritului. Chestiunea a eșuat din două motive, asta trebuie spus, pentru că multă lume nu știe chestia asta și interpretează de multe ori fals chestiunile astea. Nu a reușit din două motive. Una a fost că la vremea respectivă mai exista sistemul iobăgesc. Tot pământul era al împăratului după cucerirea de la turci, dar fiecare săteană își avea cnezul său și obștea sa. Ori, obștea asta avea obligații față de cei care achiziționau cerealele și avea obligații de robotă, conform sistemului feudal de atunci. Ori niciun cneaz nu era dispus să elibereze țărani din obștea sa pentru minerit. Asta a fost una din cauzele principale ale faptului că nu s-a reușit, deci, implementarea în munca de minerit în principal a autohtonilor. Și atunci s-a recurs la colonizare. Aș face o scurtă întrebare. Sistemul acesta se practica în restul Imperiului? În ce sens? Adică, dacă, să spunem, în Moravia funcționa acest sistem? S-a încercat transplantarea unui sistem aici sau a fost un experiment? Nu a fost chiar ceva nou. Ce se întâmplă? În minerit lucrau oameni care erau formați în minerit. Nu existau pe vremea aia academii sau școli, nici măcar școli montane nu existau. Lumea era pregătită în minerit. Până la o anumită pregătire, până la rang de funcționar și conducător în minerit.
Or numărul cadrelor înalt calificate în Imperiu era foarte mare, că erau în Moravia, erau în Slovacia, erau mine în Austria, chiar Cehia, dar cele mai multe erau Cehia și Slovacia și centrele mari erau în Slovacia și în Cehia. Joachim Stahl era în Cehia, Schemnitz era în Slovacia. Ei, deci cadre ca să trimiți undeva și să introduci lumea în minerit existau. Să nu uităm că în Transilvania mineritul niciodată nu s-a rupt, cum s-a rupt aici situația economică în urma războaielor dinainte de cucerire și alungarea turcilor. Deci aici a fost o anumită rupere în sensul că mineritul turcesc cunoscuse o cădere abruptă și n-a mai avut oameni. De altfel și de turci se spune că lucrau cu nemți în minerit. De unde și toată terminologia de minerit la turci este germană. E bine, deci s-a recurs la colonizare. N-a fost o colonizare, să zicem, în acele valuri mari cum s-au petrecut la șesul Banatului, dar au fost și aici valuri. A fost valul de după 1920-24, când și-au dat seama că nu pot să facă minerit numai cu experți, ci trebuie să aducă și muncitorii. A fost valul după războiul turcesc din 1739, când aproape toată populația din minerit se refugiase sau chiar au fost prinși și duși în sclavie. Deci un val cam în 1742 s-a reluat activitatea mineră și apoi au fost valul când s-a extins, așa zisa, extinderea uzinilor de la Bocșa la Reșița, deci construirea Reșiței, iarăși a presupus un val foarte mare a fost înainte de Revoluția din 48, când a avut loc o totală reînnoire a uzinelor din Reșița și nu numai Reșița, pentru că să nu uităm, atunci s-a început cu construirea căilor ferate din zona Anina, s-a început extinderea serioasă a mineritului de cărbune în Anina. Deci atunci a fost un val foarte puternic în care ponderea însă mare a coloniștilor veneau de fapt din Slovacia și mai puțin din Cehia și foarte puțin din Austria. Deci primele valuri, cele din secolul XVIII, au fost aproape toate din Austria, mai ales Stiria și Tirolul. Primul val mare de oameni aduși la Oravița, de exemplu, a fost tiroleși. Însă, pe urmă, deja în secolul XIX, ponderea mare venea din Slovacia și din Cehia. Și parțial din Italia, pentru anumite meserii. Așadar, mai multe valuri, mai multe etnii, să le spunem așa. Despre Banatul de Munte se spune că este o Europa în miniatură. Domnule Ervin Iosef Țigla, cercetările dumneavoastră, într-adevăr, la momentul de față există o convingere foarte bună între populația majoritară și, să-i spunem, urmașii celor veniți de demult. Cum au arătat lucrurile la momentul la care au venit aceste valuri de coloniști? Bineînțeles, bănuiesc că au venit apărați și de autoritățile noi, dar care a fost atmosfera? A fost o atmosferă de ostilitate? A fost o atmosferă de, să spunem, indiferență sau ce știu eu? Întreb acest lucru pentru că e clar, după cum aveam să vedem, lucrurile au ajuns să se dezvolte. Ori, ca să poți să dezvolți o industrie cum avea să se dezvolte, totuși trebuia ori să ai liniște, să ai colaborare. Cum au colaborat coloniștii cu populația locală? Din punct de vedere istoric, poate domnul Lupșeasca să contureze mai bine răspunsul la această întrebare, dar din cele citite de mine și aflate
De-a lungul anilor am reușit să constat că această înțelegere între vorbitorii de diferite limbi în Banatul Montan a existat încă de la început. Sigur că ca în fiecare loc unde vin alții într-un cadru bine stabilit cu populație băștinașă, desigur că probabil au fost și momente mai puțin plăcute, dar în general vorbind, putem spune că cea mai mare parte a celor colonizați aici au fost oameni simpli, au fost oameni muncitori, la fel că au fost mineri, că au fost pădurari sau muncitori și aceștia au lucrat cot la cot cu băștinașii. De ce spun aceasta? Fiindcă putem să spunem și astăzi, exact cum în ziua de astăzi pleacă foarte mulți din România din motive economice în alte părți, așa s-a întâmplat și înainte. O parte foarte importantă a coloniștilor au venit din motive economice, din motive de salarizare, de traiul de zi cu zi care l-au avut în țările de baștină. Dacă intrau în mină sau în pădure sau în uzine mai târziu, vorbeau aceeași limbă, de fapt, limba muncii, fiindcă pentru aceea veneau și intrau în mină, pentru aceea veneau și lucrau în uzină sau în păduri și fiecare căuta să-și realizeze contribuția sa pentru ziua respectivă de muncă. De aceea am citit undeva într-o carte foarte sugestiv explicat faptul că în mină nu îți distingeai care era miner german, care era miner român sau miner de altă naționalitate, fiindcă toți erau negri, erau murdari la fel și nu îi deosebeai că unul este de o parte sau aparține unei etnii sau alte etnii. Cel mai concludent în acest sens este faptul că astăzi avem această trăire în comun și aceasta nu s-a realizat pe azi, pe mâine, ci de-a lungul istoriei acestei comune, aproape de 300 de ani, vom sărbători în deceniul următor acești 300 de ani de începere de noi începeri a Banatului, putem să spunem minier, al Banatului industrial și consider că bazele acestei trăiri în comun ne revine de la bun început, de la momentul primei veniri aici pe aceste meleaguri. Poate domnul Lupșească, poate în cercetările sale are altă imagine, poate ne spuneți. Da. Deci, din punct de vedere al înțelegerii între oameni, totul valabil ce a spus domnul Țigla, dar trebuie totuși amintit că un anumit refuz în populația autohtonă la noua administrație, imediat după cucerire, a existat și a mai dăinuit vreo câteva decenii. Dar și aia, într-un fel, s-a atenuat la un moment dat, pentru că, și vă dau două situații, în 1939, în războiul otoman cu austriecii, autohtonii, deci sârbii și românii, au ținut cu turcii și i-au ajutat în alungarea coloniștilor. Chit că ei cu coloniștii n-aveau nimic, dar era această administrație văzută rău. A urmat al doilea război în 1700 și ceva, când românii au rămas ostili turcilor și au suferit la fel ca și
alții de invazia acestora. Din contră, turcii erau atât de supărați, mai ales pe români, că i-a tratat mult mai rău în timpul războiului și a campaniilor de hoție decât pe coloniști. Mai e o dovadă că totuși s-au împăcat și cu autoritățile. Să nu uităm că după 1740 au loc masive emigrări din Imperiul Otoman a românilor care trăiseră câteva decenii sub administrația austriacă în Oltenia. Sunt bufenii. Nu? Bufenii au avut un rol economic foarte mare în Banat și au dat intelectual de frunte în Banat, să nu uităm nici asta. Deci bufenii erau în marea lor majoritatea muncitori, cărbunari în special, dar familia Bredicianu, de exemplu, familia Diaconovici, familii de noblețe intelectuală, au fost tot din Oltenia. Deci faptul că ăștia se acomodaseră la noua administrație e dovedită prin această emigrare, că era multă lume care se acomodase și le preferau noua administrație austriacă față de cea otomană. Folosind cuvintele zilelor de astăzi, înseamnă că era mai bine aici. Pe de altă parte, aș vrea să întreb, pentru că rămâne oarecum, făcând poate și paralela cu secolul trecut, cu perioada aceea de după al doilea război mondial, când, de exemplu, au avut loc deportări forțate, când populația, de exemplu, a Banatului a fost strămutată în Bărăgan, dacă nu în Uniunea Sovietică, o parte, bineînțeles. Fiind totuși mai aproape această situație de vremurile noastre, când citim cărțile de istorie și auzim de colonizări masive, gândul ne duce oarecum în aceeași direcție, că au fost aduși de undeva un grup mare de persoane, oarecum forțat. Cum au fost aduși aici? Ce li s-au oferit facilități de un anume tip? Cum s-a făcut publicitate, reclamă, propagandă? Cum se... Bine, iarăși aici e o deosebire între maniera în care au fost aduși țărani sau alte grupuri în Banatul de Câmpie și felul în care au fost aduși muncitori aici. Ce se întâmplă? Intrarea în industria minieră oriunde pe teritoriul Imperiului Austriac a fost un avantaj pentru om. De ce? Pentru că el căpăta niște facilități și drepturi. Dacă era strămutat, avea drept la o casă și la grădină. Avea drept la pășunatul gratuit a unei vaci și a unui vițel, avea lemnele de foc pentru iarnă gratuite și căpăta la început porția gratuită, mai târziu porția cu preț redus de făină, care nu era așa puțin, era provizia pentru un an întreg. Deci, la alimente de bază aveau apoi și la alte alimente de bază posibilitatea de a le obține prin depozitele întreprinderilor montanistice la un preț favorabil. Ce se întâmplă? În perioada aia, familiile aveau încă foarte mulți copii. Deci nu puteai pentru tot să găsești un loc de muncă în zona în care te aflai. Și atunci această facilitate i-a îndemnat pe foarte mult să vină. Deci în Banatul de Munte, pentru Banatul de Câmpie mai există niște excepții, dar pentru Banatul de Munte e clar că fiecare care a venit, a venit voluntar și convins că e bine să vină. Deși mulți au avut pe urmă o soartă mai tristă, că i-a prins un război sau o calamitate, dar ei au venit voluntar, deci nu se poate spune de deportări sau de... Da, până la urmă se poate face poate o paralelă și cu Statele Unite, unde a avut loc acea colonizare și cucerire a Vestului. Aici au venit către Est de bunăvoie pentru că era un ținut nou plin de promisiuni.
declararea noastră ați spus, de fiecare dată îmi place și doresc să amintesc faptul că noi vorbim de Banatul de Munte, Banatul Montan, dar trebuie văzut și în ansamblu pe teritoriul actual al României. Deci etnicii germani aici veniți, sunt colonizați în Banatul Montan, au fost doar un grup mai mic în raport cu celelalte teritorii unde s-au colonizat germanii. Mă refer aici, deci majoritatea oamenilor și din vest și în ziua de astăzi recunosc două mari grupe de etnici germani în România. Este vorba despre sașii transilvăneni care au fost colonizați aici, aduși în secolul 12-13, și despre șvabii bănățeni, deci șvabii care am vorbit, domnul Lupșească, da, a vorbit de cei de șes, colonizați în secolul 18. Dar mai există și alte grupuri de etnici germani și aceste grupuri mai mici de etnici germani au fost considerate de foarte multe ori ca grupuri mărginașe față de cele două mai înainte amintite. Dar mai avem, deci, grupuri de germani, colonizați germani, asemănătoare cu istoria Banatului Montan. Putem spune cei din Bucovina, care au fost tot colonizați de Imperiul Austriac, ca și cei din zona Maramureșului. Foarte puțin, probabil și dintre ascultătorii care și telespectatorii care ne văd acum, știu că există și în Valea Vaserului, în zona Vișeu de Sus, un grup al etniei germane colonizați, bine, nu ca mineri, dar și acolo au fost lemnari, dar tot în aceeași conjunctură, așa cum a spus domnul Lupșească. Și nu știu dacă nu cumva au fost și etnici germani în munții din zona Maramureșului, în zona Băii Mari, deci în zona aceea a minelor de neferoase din zona Maramureșului. Și germanii din Banatul Montan, deci și-au avut spațiul, limba și obiceiurile foarte bine conturate în acest spațiu. Să trecem așa puțin, deci, în județul învecinat, deci portul popular sau sărbătorile specifice ale etniei germane din Banatul de Șes sunt cu totul altele decât cele de aici. Dacă majoritatea germanilor din zona de Șes au venit din zona Alsaciei, Lorena, deci granița de interferență dintre Germania și Franța, în mare parte, nu toți, dar în mare parte, așa cum spunea și domnul Lupșească, aici s-au așezat cei din majoritatea din zona Stiriei, din zona Tirolului, apoi putem să enumerăm și puțin din zona Carintiei, din zona Austriei Superioare și chiar din Austria Inferioară, din zona munților din jurul celebrului loc de pelerinaj Maria Zell, Lilienfeld, Josef Annaberg, deci în zona aceea. Și dacă astăzi germanii, tinerii noștri, poartă costumul popular german din zona alpină, germană, alpină, o denumire foarte frumoasă în limba germană, Alpenland, deci se distinge cu totul față de șvabii bănățeni care au cu totul alt port. Deci asta am vrut numai să conturez, fiindcă am fost prea puțin băgați în seamă noi germanii din Banatul de Munte în raport cu comunitățile puternice, sașii transilvăneni și șvabii bănățeni. Poate tocmai de aceea este și un aspect important acesta de pus în evidență ce au făcut aceștia. Până la urmă, fiecare om se evidențează nu neapărat prin, bine, și prin ce spune, dar mai ales prin ce face și ce lasă în urmă. Și chiar dacă, hai să spunem, acest grup din această zonă a fost el mai mic din punct de vedere numeric, ce a lăsat în urmă se poate vedea. Aș mai face încă și o altă precizare, cel puțin așa cum am perceput-o eu la un moment dat, hai să spunem, în ultima perioadă
a anilor socialismului, când în această zonă, cel puțin, toată, în linii mari, toată sau etnicii de diverse etnii erau până la urmă etnicii, da. Etnicii erau catalogați după limba pe care o vorbeau. Se știe foarte bine că bănățenii din, sau cel puțin vechii reșițeni, știau cel puțin trei limbi. Știau românește, limba germană și limba maghiară și eventual și limba lor maternă, dacă era alta decât una dintre acestea. În ultimii ani, de regulă, cine vorbea germană era considerat german dacă nu avea nume românesc. Dacă avea nume ceh, slovac, italian, era asimilat tot comunității germane. Până la urmă, nu e un lucru rău aici, pentru că acesta poate a fost și un liant. Se poate spune că a fost un liant și nu ceva care să-i disperseze. Nici n-a avut maghiarizarea forțată care a avut loc în multe părți ale Imperiului atunci Austro-Ungar. Banatul de Șes, putem să spunem, nu a avut o influență așa de drastică asupra Banatului Montan. Domnul Lupșească, mă contraziceți? Da, nu, așa este. La Oravița, burghezimea, deci cei proveniți din statutul funcționarilor, acolo era o atmosferă favorabilă maghiarizării, dar în rest nu. În rest, din contră, există iarăși mărturii că, de exemplu, în anumite sate, cum e Gărâna Vrebunou, învățătorul n-a putut să predea maghiara pentru că copiii n-au vrut să o priceapă. Și atunci există o scrisoare a unui învățător, Gazolii, ungur, de fapt, dar către Ministerul Învățământului din Budapesta, în care își cere scuze că nu poate să impună maghiarizarea și să-i dea voie. El va încerca în continuare prin traducere și prin vocabular să le bage ceva în minte, dar e foarte greu. Unul dintre cei mai importanti scriitori ai germanilor din Banat, vorbim în ansamblu, Adam Müller Guttenbrunn, director de teatru la Viena, o personalitate importantă a etniei germane din Banat, chiar povestea descria într-un roman de-al său cum în zona de Șes a Banatului preotul predica în biserică în limba maghiară și șvabii nu înțelegeau nimic din ceea ce predica. Deci astfel de lucruri, chiar dacă s-au încercat, totuși nu au avut sorți de izbândă în Banatul Montan. Deci aici, sigur, cum ați spus și dumneavoastră, limba germană a fost o limbă de comunicare pe stradă, în diferite locații, în uzină, în cercuri culturale, iar până în primul deceniu al secolului 20, germana era limba quasi oficială, putem spune, pe străzile Reșiței, nu știu dacă nu și pe străzile Bocșei și zona aceasta. Acum, Oravița chiar Reșița că era totuși cea mai pregnantă, da. Deci alte localități, Dognecea, Bocșa, aveau totuși o pondere mare, aveau în primul rând, aveau satul românesc alături la Bocșa, nu? Și aveau Vasiova, care iarăși nu era germană. Dar la Reșița era pregnantă situația și aici și românii de la vremea respectivă cunoșteau și germana și, mă rog, mulți cunoșteau și maghiara. Dar zic, era, din punct de vedere al limbilor cunoscute, era o chestiune generală. După limbă, de multe ori nu puteai să-i recunoști cine e neamț, cine e român sau cine e ungur. Și aș mai vrea la ceva să revin, la faptul că coloniștii, când au fost așezați aici sau când au venit aici, în acest teritoriu, colonizând, practic construindu-și localități, sate. Deci n-au fost sate, să zicem, pur
germane. Deci s-au așezat îndeosebi în locuri alături de așezări românești sau așezări sârbești sau ce era pe acele vremuri. Avem în județul Caraș-Severin, avem ca localități distincte, numai de germani, distincte, putem spune Gărâna, Brebu Nou, Lindenfeld, Sadova Veche. Da. Că după aceea partea română, după aceea Sadova Nouă sau s-a alipit după aceea. Dar în rest, acești comuniști s-au așezat în locuri care erau deja populate. Deci nu practic au întemeiat exact cum s-a întâmplat la Băratul de Șes sau în Transilvania, când au venit sași în secolul XII-XIII, că au clădit comunități noi pe locuri nepopulate și au fost ei de ei și au fost, s-au conservat așa de bine până în secolul 21. Deci au fost comunități totuși deschise față de cei din jur. Întrebarea este dacă asta a fost o politică în sensul ăsta, a fost o gândire, a fost un experiment. Chiar revin la ediția anterioară a emisiunii când domnul Țeicu a zis, da, acela a fost momentul în care Banatul de Munte a fost perfect integrat în Europa. S-a dorit atunci, s-a făcut un nou experiment, că până la urmă s-a văzut ce a dat naștere. Până la urmă un Banat de Munte, circumscris, să spunem, actualului județ Caraș-Severin, care era industrial la un moment dat, și industrial, și etnic, și social, și economic, perfect integrat. Lucru care, dacă e să ne uităm, nu știu dacă mai putem găsi un asemenea exemplu pe spațiul fostului Imperiu Austro-Ungar, de actualul spațiu românesc, nici nu cred că se poate pune vorba. Da, de aceea a fost o întâmplare sau s-a a fost dorit. O chestiune țintită și nu numai în Banat. Deci Maria Terezia a scos o lege și Maria Terezia oricum este în prima fază a Banatului austriac, să zicem așa, că ea a venit după războiul turc. Hai să zicem, a fost vreo 3 decenii fără Maria Terezia, dar bănuiesc că politica a fost aceea și înainte. Dar Maria Terezia a scos o lege prin care fiecărui grup religios trebuie să-i se asigure școala în limba maternă. Și asta era foarte important, în limba maternă. Prin asta ce a făcut? Prin asta a creat condițiile acestei conviețuiri în condițiile în care fiecare rămâne cu dreptul de a-și păstra obiceiurile și limba. Că școala e esențială în păstrarea limbii. În Banat însă, față, să zicem, de alte zone ale Austriei, chestiunea a avut o importanță foarte mare pentru români. De ce? Pentru că biserica era sub ierarhie sârbă. În biserică, preotul predica în slavonă, nu în sârbește, deci în slavonă, dar școala trebuia să o facă românește. Ceea ce pentru român a fost un foarte mare avantaj în sensul păstrării ființei lor, că altfel s-ar fi slavonizat, nu slavizat. Ori, ăsta este un exemplu că a fost și o politică dusă de sus, de a crea acest conglomerat, totuși, și de înțelegere, dar fără să îi oblig să meargă pe o anumită linie. Deci asta să înțelegem acum, e vorba de românii ortodoxi, ortodoxi, pe rit vechi, să-i spunem. Deci încă nu apăruse Biserica Unită. Nu a apărut Biserica Unită, dar bun, dar nu sunt ortodoxi de rit vechi în sensul... Da. Sunt ortodoxi români de azi, nu? Dar la vremea respectivă, în Banat, erau sub ierarhia episcopilor sârbi. De vârșeți, nu? Da. Situația s-a schimbat abia după apariția dualismului. Nu s-a schimbat în părțile care rămăsese austriece. De exemplu, Bosnia. Bosnia este cunoscută ca o zonă în care s-au practicat
încercat aceleași politici. Dacă discutați cu bosnieci, o să vă spună că tot conflictul ăla a venit peste ei total pe neașteptate, pentru că ei între ei se înțelegeau, erau căsnicii mixte, erau sârbi, croați, musulmani, nu era o învrăjbire între ei. Deci atmosfera asta în țările rămase austrece sau devenite austrece s-a păstrat. În partea ungară, aici a fost această tendință de a crea o singură nație maghiară și de a maghiariza pe toți care sunt pe teritoriul Ungariei. Tendința asta parcă nu s-a simțit atât de pregnant. Bine, poate e o impresie a mea în zona noastră. Da, de ce? Poate din cauza... Sigur, da. Hai să spunem și a pragmatismului, pentru că aici a fost totuși altceva decât mai la câmpie. Mai era o situație obiectivă. Mai era situația obiectivă că administrația întregului domeniu montanistic, inclusiv satele, deci teritoriul montanistic, era în mâna Ștegului. Ștegul era o societate franco-austriacă, de fapt, dar care nu vrea să se supună mult timp, abia în 1880 și ceva s-a supus, să zicem așa, legislației maghiare. Până atunci n-au vrut să audă de așa ceva. De-aia au și apărut conflicte între Șteg și între administrația maghiară. Ei pur și simplu nu recunoșteau din dispozițiile administrațiilor de comitate, de exemplu, decât strict ce era constituțional. Altceva, ei erau stăpâni, ei erau moșerul, ei erau stăpânul și pe chestia asta, distanțarea asta față de unguri, a creat și o condiție, să zicem, obiectivă a lipsei acelei maghiarizări totale. Și aceasta și poate și ca... Să nu uităm că Ștegul a fost, până la urmă, o societate, bine, în prima fază, de un anumit timp, după aceea societate pe acțiune, adică vorbim... De la început a fost pe acțiune. Da. Bun, dacă o contrapunem ce spuneați autorităților, mai erau mici fărâme de nobilime sau așa. E o situație, hai să spunem, puțin anacronică, unde se practic se frecau una de cealaltă două epoci, practic, un feudalism târziu și un capitalism incipient. Incipient, care deja a început să se prindă contur, dar un capitalism autentic occidental, nu de Europa de Est. Bun, Ștegul mai avea niște privilegii moștenite din faptul că existau niște obligații și asta e interesant, în protocoalele încheiate cu Șteg sunt descrise foarte, foarte atent relațiile între supus și stăpân. Deci între angajat și stăpân. Așa cum au existat pe vremea, de fapt, feudală. Inclusiv acele ajutoare pe care le avea muncitorul așezat într-o întreprindere montanistică. Ori, aceste obligații, de natură feudală în fond, inclusiv Bruderlade, așa zisa Bruderlade, da, care se confundă cu un sindicat, dar nu era un sindicat, era o asociație obligatorie, susținută de uzină. Din contră, Ștegul în protocoale se pronunță împotriva preluării acestei obligații, dar până la urmă este obligată să le preia. Și asta se numeau drepturi alodeale, deci moștenite din feudalism, pe care de fapt Ștegul le-a preluat. El era o societate, Ștegul era o societate capitalistă, dar a fost obligată să preia aceste sarcini. Da. Vom face aici o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni în câteva minute. Am revenit la 1.40.140.
la dialogul nostru despre istoria locomotivelor reșițene și, practic, despre istoria care stă în spatele începutului construcției locomotivelor la Reșița. Vorbeam de Șteg, o societate așadar pe acțiuni care face oarecum trecerea de la un feudalism la un capitalism. Mie mi se pare foarte interesant, care avea să se transforme ulterior într-o societate care era aproape mare cât un județ în ceea ce privește proprietățile și fără să mai spunem la cât se ridica probabil ceea ce astăzi spunem PIB, cât producea acest județ la momentul respectiv. Din câte știți dumneavoastră, întreb asta pentru că fiecare dintre noi îi place sau îi place atunci când resimte un sentiment de unicitate. Câte asemenea cazuri de șteg existau sau existau de o asemenea amploare la nivelul fostului imperiu? Greu de spus. Acum eu nu pot să apreciez așa la nivelul întregului imperiu. Oricum, societăți de căi ferate, pentru că ea s-a constituit ca societate de cale ferată, au existat mai multe. Dar a fost cea mai puternică la data constituirii ei. Ei, spre deosebire însă de alte societăți de căi ferate, care aveau numai partea rulantă, partea de exploatare a căi ferate, Ștegul avea uzine, avea domenii, avea mine, avea tot ce vrei ca să fii un mare producător, de fapt. Deci bănuiesc că a fost totuși cea mai puternică. Poate și aici ar trebui punctat acest aspect. Eu tot încerc să fac niște paralele între cum percepem acum lucrurile și cum au fost ele odată. Sigur, generația noastră mai tânără, să spunem așa, am prins deja Reșița împărțită din punct de vedere industrial într-o activitate siderurgică și o activitate de prelucrare a metalului. Lucru care n-a fost așa. Bineînțeles că am rămas cu impresia că începutul a fost siderurgie, de aceea s-a construit Reșița ca să topească minereul și atât. Ori lucrurile nu stau tocmai așa, pentru că, exact cum spuneți, Ștegul a fost o societate feroviară, până la urmă tot restul era subscris acestei activități. Aceste activități, de ce? Pentru că tocmai luase amploare, însemna o mai ușoară, un transport mult mai ușor al bunurilor, al dotărilor în imperiu. Să nu uităm că odată cu construcția primelor locomotive și a primelor societăți feroviare, automat a început și construirea unei rețele foarte mari de căi ferate în imperiu, care cred că s-a suprapus și unei dezvoltări foarte rapide a societății respective. Asta e valabil pentru perioada Șteg, dar să nu uităm că perioada 1771, da, când se construiește uzina, până în 1752, când are loc definitiv transferul către Șteg, totuși accentul cădea pe siderurgie. Accentul cădea pe siderurgie și pe o prelucrare primară a metalelor. Fierul forjat, de exemplu, era livrat diversilor forjori, fierare, cum se numeau pe vremea aia. Sigur, uzina avea așa zisa forjă de scule, care era un fel de atelier mecanic. Nu avea strunguri, nu avea treburi din asta, dar făcea unelte, făcea scule. Și pe urmă s-a creat și un atelier cu mașini unelte în apropierea vechiului primului curnal,
iar uzina toate dotările ei și le făcea singur. Deci toate mașinile care le folosea le făcea în uzină. Cea mai mare secție a fost cea de roți hidraulice, că pe vremea aia erau roți hidraulice. Era o secție de roți hidraulice, nu făceau roți pentru alții, că aveau destule de făcut pentru propriul consum. Sigur, nu numai pentru Reșița, că era... Nu. Întreprinderea minieră era legată de sistemul montan bănățean. Înainte de a trece la ștec, s-a introdus laminarea în Reșița, s-a introdus fabricarea de construcții metalice și a apărut această și s-au construit mașinile cu abur. Deci, înainte de a abandona mașinile hidraulice, uzina din Reșița își făcea singur mașinile cu abur. Deci, în sensul ăsta, era și construcție de mașină Reșița, nu, dar nu putem vorbi de o uzină de construcție de mașini care să și livreze. Da. Livra, dar nu era asta, era doar o activitate secundară. Abia Ștegul începe să extindă acest sector, dar iarăși limitat. Adică face în primul rând lucrurile de care are nevoie. Și ajungem la primele locomotive făcute în perioada Ștei, care nu s-au făcut pentru vânzare, nu s-au făcut pentru desfacere, nu s-au făcut pentru alte societăți, nici măcar pentru utilizarea pe căile ferate ale Ștegului, ci strict pentru nevoile căilor uzinale. Sigur că linia Oravița și bazea Oravița era publică, dar linia Oravița-Anina nu mai era publică și acolo circulau locomotivele făcute la Reșița. Pe căile astea ferate înguste către Anina, Secul și așa departe, iarăși erau băgate locomotive. Deci aici ar trebui să precizăm că pe liniile interne circulau cele făcute pentru uz propriu, pe când în rest circulau ca în restul Imperiului. Bun, și pe liniile uzinale mai circulau locomotive aduse, dar asta vreau să spun, ca și construcție de mașini, scopul nu era producția și vânzarea, ci era asigurarea propriilor necesități. La momentul respectiv, dacă e să facem o comparație cu alte orașe, alte centre industriale din Europa Centrală, să spunem, Reșița, cum se situa? Deci, la ce nivel era? Păi oricum este mai veche decât Krupul. Nu? Toate uzinele moderne ale timpului modern sunt mult mai noi decât a fost Reșița. La nivelul acelor ani, dacă e să facem comparația dintre Reșița și alte centre industriale ale Europei, care era diferența dintre ele? Pe ce nivel se situa Reșița la acea vreme? Bine, Reșița era una din uzinele cele mai evoluate din punct de vedere tehnic, la un moment dat, sigur, nu de la înființare, dar în 1771 deja a fost gândită ca o uzină modernă. Oricum, însăși domeniul bănățean avea experiența necesară. Deja era gândită ca o uzină dintre cele mai moderne și... La ora actuală nu știu care uzină siderurgică sau de natură similară mai are vechimea aceea, nu? Reșița totuși a avut această continuitate. Spuneați de faptul că într-o primă fază, până să ajungă să producă și pentru alții, și-a asigurat singur necesarul de scule, de utilaje. Aș trece aici în partea cealaltă, în afară de scule, utilaje, domenii,
Factorul foarte important și atunci, acum, este totuși factorul uman. Domnule Țigla, cum a evoluat pe acest făgaș Reșița și Banatul Montan și a construit singur sculele, dar în același timp cum și-a pregătit pe mai departe proprii meseriași, dacă în prima fază într-adevăr i-a adus gata formați din alte locuri din Imperiu? Eu aș spune, aș merge puțin mai departe și aș spune că și-au construit socialul propriu. Și aici mă refer la tot ceea ce înseamnă social, cultural, spiritual pentru comunitate. De locurile de unde au venit, au adus cu ei spiritul asociativ, spiritul de a se ajuta unul pe celălalt și, în primul rând, putem să spunem, de a nu merge singur, de a fi un pion într-o societate, într-o comunitate, în care fiecare își are rostul său, dar cu toții împreună să contureze o comunitate anume. De aceea, încă de la începutul, de cum au fost colonizați pe aceste teritorii, au încercat să înființeze diferite formațiuni, poate nu la început, nu asociații, dar cercuri, cercuri în care se adunau, cercuri în care activau cultural sau spiritual pe lângă biserici și această posibilitate de a participa activ, nu numai din punct de vedere industrial la comunitate, ci și din punct de vedere social, cultural, spiritual, a conturat și a ridicat acest Banat Montan la spațiul în care îl trăim astăzi. Domnul Lupșească amintea de Bruder Lade, care sigur nu avea la bază o activitate culturală, dar prin socialul pe care l-a propagat, s-a transformat încet cu încetul și s-a transformat o parte din activitate și la o activitate culturală. Și chiar dacă înainte nu se lucra în uzine, în mină, nu se lucra doar 8 ore, cum știm cu toți astăzi, știm că s-a venit mult mai târziu, totuși timpul liber pe care îl aveau la dispoziție fiecare după orele de muncă, și îl petreceau în mare parte în comunitate. În comunitate, prin comunitate, în comunitate. Acum, chiar săptămâna trecută sau cu 2 săptămâni, vorbeam cu domnul Lupșească despre o nouă ediție a unei cărți pe care am editat-o în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre Banată Background Deutsche ein Handbuch, o carte care, o sinteză a germanilor din Banatul Montan, în care unul dintre articolele domnului Lupșească se referă la, în primul rând, la evidențiarea tuturor activităților sau organizațiilor, asociațiilor culturale din spațiul Banatului Montan. Lecturând această listă de asociații care de-a lungul poate 200 de ani au activat aici în Banatul Montan, putem să ajungem la concluzia că aici a avut loc cu adevărat o activitate prolifică care a conturat individul, fiecare individ în parte și comunitatea și care au contribuit și aceste activități la rândul lor la dezvoltarea capacității individului de a se integra și la locul de muncă. Fiindcă, în mare parte, aceste asociații au conturat membrii dintr-o anumită parte a uzinei,
sau a minei respective, de exemplu cum au fost Anina, Steierdorf, Anina. Sau, deci cei din mina respectivă au făcut un cerc de lectură sau o formație de muzică. Sau, deci de aceea, din punctul meu de vedere, nu putem să despărțim ceea ce înseamnă industrial, activitate fizică, cu cea intelectuală, culturală, spirituală și... Deci toate la un loc au contribuit ca Banatul de Munte de astăzi să fie ceea ce este. Individul, deci conturarea individului în parte. Da, într-adevăr, în momentul de față, dacă e să ne uităm la societatea actuală, există parcă un fel de ruptură sau încercare de a rupe munca de activitățile de timp liber. Când te gândești la timpul liber, te gândești să te rupi cu totul de ce ai avut în timpul zilei la serviciu sau nici nu vrei să te gândești ce vei face mâine. Pe undeva e bine să desparți lucrurile și atunci când te apuci de un lucru, îl faci bine pe acela, nu le amesteci pe cele două. Se pare că totuși lucrurile pe, hai să spunem, pe acele vremuri, că vorbeam la un moment dat de ștec, dar nu m-aș opri doar la acel moment, pentru că lucrurile au evoluat și ele, practic, după 1918 și transformarea ștecului în udere, lucrurile, practic, ele s-au schimbat doar ca titulatură, pentru că oamenii, locurile și spiritul de a face lucruri, ca să spunem așa, la Reșița nu s-a schimbat. La vremea aceea, că s-a întâmplat mult mai târziu, mai înspre zilele noastre. La vremea tinereților noastre, acum nu vrem să spunem că suntem amândoi bătrâni, dar la tinerețile noastre, vă mai aduceți aminte, acum nu-l introduc pe domnul Lupșească în tinerețea noastră, dar vă aduceți aminte de Casa de Cultură a Sindicatelor, ce forfotă era acolo, fiindcă era o concurență de folosirea unei săli pentru o formație anume. Deci erau, nu primeai când vroiai sala pentru repetiții sau ceva. Și sălile dedicate pe care le avea o singură asociație erau foarte puține, pentru că erau săli care făceau cu schimbul, aveau orarul foarte clar stabilit. De dimineață stabilit. Până seara erau pline de activități diferite, dar era o forfotă cu adevărat creatoare a Reșiței. Probabil așa au fost și înainte, la Casa Muncitorească. Poate domnul Lupșească ne spune ceva despre Casa Muncitorească, ce a însemnat pentru Reșița. Da. Nu, înainte de Casa Muncitorească, vroiam o completare aici în ce privește munca culturală. Dumneavoastră, știți că în cadrul uzinei existau comitete de distracție. Așa zisele comitete de distracție. Ele administrau așa, și peste acestea era, așa zis, un fond de muzică. Fondul din fondul de muzică se plătea capela uzinală, fanfară. Care nu era numai fanfară. Deci putea să apară în orice formație. Și simfonică putea să apară, făcea, asigura înmormântările după norme foarte clare câți oameni la ce categorie de om merge și așa în departe. Dar ca să vedeți comparația cu, că se zice, e ceva moștenit-o din Evul Mediu, dar ca să vedeți cum ne lăudăm noi cu democrație, dar ce democrație aveau, simț de democrație aveau muncitorii de aici. Ei își alegeau 8 nominali. Erau 8 oameni, noi, dintre noi, îl punem pe ăsta. Ăsta vorbește pentru noi. Ăștia, reprezentanții, se adunau și alegeau comitetul de distracție. Și alegeau pe ăla care să se ducă în Comitetul Suprem pe întreprindere. Că cele de distracție erau pe secție, nu? Deci mai era și un comitet sus de tot care era cel suprem. Și își finanțau singur orchestra, își cumpărau note, instrumente,
tot ce vrei și organizau petrecerile pe secții. Deci era și o treabă organizată, iar alegerea reprezentantilor nu se poate ceva mai democratic. Nu capăt o listă și bifez. Nu. 8 dintre noi numim unul. Și așa, fiecare grupă de 8 își numea un om. Și bineînțeles care era și cel mai capabil la organizare, care știa cel mai bun bine și cunoscut de toți 8. Și ăla trebuia să răspundă la fiecare 8 dacă dincolo nu reprezenta ca lumea. Și de casa muncitorească. Și similar erau alegerile în Bruderlande. Tot așa. Deci, absolut democratic. Da. Cu casa muncitorească. Casa muncitorească a apărut în perioada acelei formării Partidului Social-Democrat, de fapt, și a sindicatelor afiliate de sau pornite de la acest partid. Dar puterea de organizare a muncitorilor nu de aici a derivat, nu din formarea Partidului Socialist, din contră, cei de la Budapesta, că de acolo a pornit inițiativa de a înființa aici filiale ale partidului, aveau nevoie de această fortăreață muncitorească și era o emblemă teribilă pentru capacitatea lor de organizare. Să nu uităm că până la formarea sindicatelor aici au avut loc mișcări muncitorești foarte puternice, dar bazate pe această capacitate de organizare. Nu era ceva, știu eu, oficial, că mă duc și discut cu... Nu, muncitorii au impus delegația care merge la uzină. Ei aveau această capacitate de organizare și o moșteniseră de la Brudelade și de la și comitetele de distracție. Distracție. Da. Până la urmă, e foarte interesant această întrepătundere între lucrul bine făcut în timpul orelor de program, lucru bine făcut care se vede, la urmă, prin dezvoltarea locului, a ceea ce numim azi județului, să spunem, a regiunii, prin plus valoarea care s-a întors prin prisma lucrărilor făcute, locomotive vândute, poduri realizate în decursul timpului. Deci această întrepătrundere între lucrul bine făcut și chiar și distracția bine făcută ulterior. Aș mai vrea să văd încă un aspect. Se vorbește despre multiculturalitate, interconfesionalitate. Mai este, practic, încă un domeniu despre care, iată, nu am vorbit. Pe undeva l-ați atins dumneavoastră în acea referire la Bosnia, unde mai era un element, să-i spun, confesional în plus, el a lipsit aici. Cât a contat acest element al interconfesionalității în decursul timpului și ce a mai rămas în ziua de azi de acolo? Nu cred că a avut, din punctul meu de vedere, o influență prea mare, fiindcă aici chiar pot să spun că nu exista, deci dacă era o multiculturalitate trăită mai mult sau mai puțin de-a lungul anilor, de-a lungul vremilor, dar la confesiune, cred că aici totuși fiecare a mers pe drumul său. Iar ceea ce întâlnim astăzi în Reșița, în ceea ce privește interconfesionalitate, ecumenismul, cum se spune, modern, cred că este o realizare mai nouă a acestui spațiu. O realizare mai nouă, dar care demonstrează urmare a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul sutelor de ani în acest spațiu, această trăire în comun și tot. Și astăzi, acest ecumenism, această interconfesionalitate din Banatul Montan reprezintă un exemplu pe plan național, fiindcă în ziua de astăzi sunt puține spații ale României în care se trăiește cu adevărat această
acest ecumenism ca la noi aici în Banatul Montan. Deci, din punctul meu de vedere, cred că este o conștientizare mai nouă a comunității de a conlucra și pe tărâm spiritual. Revine încă o dată această referire la comunitate. Concept despre care tot vorbim în ultimii 20 de ani, dar fără să ne fi conturat foarte clar ce înseamnă acest lucru. Asta după perioada socialismului, unde s-a vorbit și atunci de comunitate, dar era altfel direcționat. Lăsând la o parte această perioadă, acești 50 de ani, în care multe cuvinte și nu doar cuvinte, și concepte au fost distorsionate, ne putem noi regăsi în perioada de față legături suficiente cu perioada anterioară încât să mergem mai departe și mai ales pentru că tot vorbim de o istorie atât de lungă, să ne asigurăm ca reșițeni un mers înainte cam pe aceleași baze sau ce mai putem refolosi? În Reșița se mai simte puțin din, să zicem, atmosfera aceea. Suntem un colectiv, deși Reșița a crescut atât de imens după al doilea război mondial, că marea majoritate sunt oameni asimilați abia în ultimele decenii în oraș. Dar s-a preluat totuși ceva din tradiție, adică cel puțin așa simt eu. Însă e o chestiune care oricum rămâne pierdută pentru Păscară Mare. E vorba de educație. Deci, la vremea respectivă, în familia muncitorului, asta nu va reveni situația asta, în familia muncitorului, copilul de mic se înghesuia pe lângă bunic, pe lângă tată, când ăla făcea o treabă în casă și știa să lucreze în lemn, știa să lucreze în final în metal și în orice. Asta era aptitudinea primită încă de acasă. Deci un soi de cei 7 ani de acasă. Acei 7 ani de acasă, dar acei 7 ani de acasă includeau și participarea la acea viață comună a comunei, a așezării. Ori treburile astea cu astea s-a terminat. Noi trebuia pe alte canale să reîmprospătăm, să zicem așa, spiritul civic al omului și legătura sa la comunitate. Altele decât acea educație patriarhală, dacă vreți, de pe timpuri. Mai a jucat un rol și continuitatea, pentru că tineretul atunci, nu pentru că a ascultat de tata, dar așa a fost educat, așa a crescut, el urma meseria tatălui. A fost tata lăcătuș și a făcut și el lăcătuș. A fost tata la laminoare, ajungea și el la laminoare. Ei, cu treburile astea s-au terminat. Deci, pe undeva, lipsa acestei continuități îngreunează metodele prin care putem să reconstruim în societatea noastră actuală măcar problema simțului civic și aderenței la comunitate. Vorbeam de pe vremea din socialism și mi-am adus aminte când vorbeați despre acea perioadă de muncile patriotice. Foarte multe lucruri s-au realizat în Reșița prin muncă, așa zisă muncă patriotică, până în perioada venirii comunismului la putere. Deci, foarte multe lucruri s-au realizat în Reșița prin contribuția personală, benevolă, în sprijinul comunității. Astăzi, când auzim de muncă patriotică, ne retragem... Strandul turistic, de exemplu, nu? Da, sunt foarte multe lucruri care s-au realizat. Nu știu că mai există. Da, iar în ziua de astăzi, foarte multă lume nu mă înțelege pe mine personal sau pe alți membri ai comunității noastre când spunem că, da, noi venim fără niciun interes,
fără bani. Avem un exemplu, domnul Lupșasca. Cei care cunosc activitatea etniei germane știu de câte ori apare formația Banater Bergland Trio, la care domnul Lupșasca este unul dintre pionii de bază, de fapt unul dintre cei care au întemeiat această formație în 1995. Putem să-l întrebăm dacă vreodată a primit vreun ban pentru ceea ce, iată, din 95 până astăzi, în 2012, dacă a câștigat vreodată vreun ban, fiindcă a făcut parte din această formație. Deci, nu știu, nu, înainte, sigur, nu se punea în primul rând în evidență, deci, ceea ce câștig. În momentul de față există această mișcare a voluntariatului, așa intitulată, la nivelul zilelor noastre. Ea poate fi comparată cu cu perioada de dinainte, dar având la mijloc exact acea perioadă de care spuneați, de muncă patriotică sau voluntară, nici măcar în folosul comunității, e un termen mai nou. Da. Din păcate, nu prea funcționează și lumea nu își prea dă ghes să o facă, pentru că nu se identifică ori cu comunitatea, ori cu activitatea respectivă, pentru că nu îi vede o finalizare sau nu îi se pare că el aparține acelui grup care beneficiază de acel lucru. Și până la urmă, acea muncă voluntară la care am participat și eu când eram în școală, o rețin și acum ca pe un soi de muncă silnică pe care trebuia să o fac și, într-adevăr, o făceam de ochii lumii doar când cineva vedea și când se întorcea nu mai făceam nimeni nimic. Lucru care, până la urmă, a fost adus la paroxism, să spunem așa, cu intervenția unor clase sociale care n-aveau treabă cu agricultura, în intervenția lor în economia națională, cu generații întregi duse la canal, minerit și așa mai departe, care până la urmă n-au avut niciun efect, au avut un efect, dar nu un efect atât de mare economic, și din punct de vedere social au avut un efect chiar invers decât cel care s-a dorit. Ca o concluzie să spunem a acestei emisiuni, pentru că s-a tot vorbit de, și dumneavoastră a spus că și turcii până la urmă făceau minerit cu nemții, e vorba până la urmă de acel spirit german, de acea precizie. În ce măsură a contat, în ce măsură este mit, în ce măsură este realitate? În ce măsură, vorbim acum la modul, bineînțeles, hai să spunem, ideal, ar fi ajuns Reșița ce a fost dacă, de exemplu, ar fi fost, să spunem, ar fi fost francez aici, dacă tot a fost componenta aceea financiară a ștegului cu capital francez? S-a putea să fi fost același lucru și cu francezi, dar aici s-au întâlnit două lucruri. Este, odată, s-a întâlnit mercantilismul austriac cu o bună organizare statală și administrativă, cu o înțelegere totuși față de supus. Deci Curtea Imperială nu s-a purtat ca un moșier, acum ăsta e supusul meu, eu scot din el până și ultimul strop de sudoare, ci a avut această politică de a-i asigura și condițiile de trai modeste. Nu trăia muncitorul austriac sau pe teritoriul austriac nu știu cât de splendid, dar condiții modeste. Asta era latura, cred că, esențială de ce tocmai cu nemții a reușit. Dar porme era o latură mai generală a supusului, a psihologiei supusului. Din punctul ăsta de vedere ar fi reușit, să zicem, și cu francezii. Aveau o altă moralitate și erau foarte credincioși.
Și asta le dădea o tărie să treacă și prin timpuri grele și să nu facă din toate fițele o problemă. Dacă se revolta muncitorul reșițan, atunci avea motive să se revolte. Deci, și atunci era totdeauna o problemă de colectiv. Deci, atunci nedreptatea nu era că pe mine, individ, m-a lovit, a lovit în noi. Știți? Deci, sunt aceste două aspecte care s-au întâlnit. O administrație foarte bună din punctul ăsta de vedere și un supuș care nu neapărat pentru că el era neamț, dar așa a fost educat, așa a crescut. Totul pleacă de la educație, așa cum a spus domnul Lupșanscu. De la educație și etnicii germani au preluat din familie acele calități de care le cunoaștem pe toți, le cunoaștem cu toții și sigur le-au dat mai departe generațiilor care au venit. Și generațiilor care au venit, dar și populației de pe aceste meleaguri la modul general, care iată le-a preluat și le-a folosit în anii ce aveau să urmeze după schimbarea organizării statale, iată, multe decenii și de ce nu, încerc eu totuși să cred, încă se mai găsesc și în momentul de față, în felul în care încercăm să ducem mai departe această istorie. Eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, dedicată, cum am spus, istoriei locomotivelor românești. Într-adevăr, locomotivelor românești produse la Reșița. Într-adevăr, n-am vorbit foarte mult despre ele, încă avem în plan să ajungem. Încă mai încercăm în cadrul acestor emisiuni să deslușim cum s-a ajuns la această construire la Reșița a acestor locomotive care, după cum vom vedea, au asigurat la un moment dat întreaga producție de locomotive la nivelul întregii țări. Despre aceasta însă și despre proiectul nostru, despre care încă nu spunem foarte mult, doar că se lucrează la el, anume la proiectul Muzeului de Locomotive cu Abur Reșița, cel mai mare muzeu tehnic în aer liber din Europa, vom vorbi și în emisiunile următoare. Până atunci însă, o seară bună în continuare, la revedere, să ne revedem cu bine!